Bine v-am găsit. Mă gândeam dacă să vă arăt, să nu vă arăt, dar vă arăt un lucru interesant care, cum să zic eu, se știe, dar nu se realizează. Adică apicultorul nu prea poate să perceapă că se întâmplă așa ceva în stupina, în timpul iernii. Adică că e mor iarna albinele, dar nu, cum să zic eu, aici a fost colonia, a iernat mai pe mijlocul lezii și n-avea acces la urdiniș direct în timpul iernii. Și ce a făcut ea? Toată albina care a murit, a împins-o în partea dreaptă a stupului, că aici nu aveam nimic, așa că a tot împins albinele moarte, le dădea un spate. Dar dacă ai cuibul format pe urdiniș, și aceste albine, care le vedeți în imagine, ies pe urdiniș și mor, le mănâncă păsările. Și în funcție de mărimea coloniei, sunt albine 2, 3, 5, 6 albine pe zi, decedează. Bun. Eu am venit acum să curăț aceste albine. Cu un făraș și sunt majoritatea albinelor moarte în timpul iernii. Bine, e singurul unde am această, adică nu e o situație, e ceva natural. Da? Și dacă luăm, avem un făraș de albinuțe la un stup, morți în timpul iernii. Adică aceasta e cantitatea moartă de albine de la... Să vă arăt așa. Deci aceasta e cantitatea de albină moartă de această colonie. Deci când vedeți o depopulare și vedeți că v-au dispărut albinele, e ceva natural și până începe ele să se schimbe, curăț aici, aici ar fi cum ar veni spatele supului, dar nu e spate, e un lateral, așa, și acum am curățat zona. Bine, urmează să flambez lăzile, mai trebuie intervenit pe acest aspect. Deci, cam asta se întâmplă în timpul iernii cu albinele. Mor, ies pe urdiniși, dispar și nu mai vezi că din 7 rame ai 6, ai 5 rame primăvara. Na, acum cam asta este. Bun. Sper să fie un lucru interesant. Până data viitoare, numai bine!